A vorbit mai mult dogmatic, dar ori vin somn, ori vă plictisiți și plecați. Și iată și am să vă întreb, ce-i trebuie omul ca să mântuiască? Pe lângă credința dreaptă, îi trebuie aceste trei lucruri. După învățătura Sfinților Părinți, să aibă către Dumnezeu inimă de fiu, către sine să aibă minte de judecător, iar către aproapele să aibă inimă de mamă. Iată cum! Așa ne trebuie să fim noi, fiii lui Dumnezeu, după dar. Noi avem darul punerii de fii în dumnezeiescu botez, Biserica-i mama noastră duhovnișească care ne-au născut pe toți prin apă și prin Duh. Prin dumnezeiescu botez avem punerea de fii darul înfierii. Fii după dar al lui Dumnezeu, nu după ființă, că după ființă numai unul este Hristos. Dar dacă suntem fii lui Dumnezeu după dar, și dacă îi zicem lui Dumnezeu Tatăl nostru care este în ceruri, apoi cum este un fiu adevărat a unui părinte pe pământ? Un copil adevărat care într-adevăr iubește pe Tatăl său și nu cu viclănie și din toată inima, este teme tare să nu mâhnească pe Tatăl său, nu de frică, nu cumva să-l supere pe acela care i-a dat ființa și l-a născut și l-a crescut. Deci, clar, îndată și-a greșit acest copil, îndată aleargă la tata și cere, iartă-mă, tată, că am greșit. Și-i foarte bucuros când tata al greșește și îi spune, dragul tate, fii atent să nu mai greșești. Uite, așa ne trebuie nouă să avem poziția față de Tatăl nostru cel din cer. Noi suntem fiii lui Dumnezeu după dar, fiii Tatălui Ceresc, avem un părinte acolo care privește pe toate popoarele lumii, cum auzi că zice psalmul, ochii lui se neamă trăiesc, genele lui întreabă pe fii omenești, iar Mântuitorul ne învață voi să nu numiți tată pe pământ. De ce? Unul este Tatăl vostru cel din ceruri. Ai auzit că un tată are toată zidirea așa de sub cer și așa din cer. Tată care a făcut toate cele din cer de pe pământ, deci când îl supărăm, măcar atâta respect să avem, cum are un copil cu minte către tatăl său, când dată și-au greșit, cere ea, iartă-mă, tată, că am greșit. Așa ne trebuie o condiție a mântuirii a doua, să avem către noi minte de judecător. Cum? Să ne judecăm noi totdeauna ce gândim noi, îi place lui Dumnezeu. Ce vorbim noi, îi place lui Dumnezeu. Ce facem noi acum, îi place lui Dumnezeu. Ce este să intenționăm, adică ce punem noi la plan să facem acum, ori îi place lui Dumnezeu. Și dacă conștiința care este oglinda sufletului ne spune că nu, atunci să ne retragem de a nu gândi aceste lucruri, de a nu le vorbi și de a nu le pune la plan să le facem. Aceasta înseamnă este să te judece omul pe sine și auzi, spune Dumnezeiasca Scriptură, ce se va judeca omul pe sine, nu mai cade în judecata lui Dumnezeu. De ce? Se ferește de la păcat, ca să nu judece Dumnezeu, dacă El nu se judecă pe sine. Al treilea clar spre mântuire și datorie prea mare și sfântă este să avem către aproapele inimă de mamă. O mamă bună, după cum știți cu toți, dacă ar avea și 10 copii, la toți deopotrivă ea ține. Inima ei împărțit în 10, dacă are 10, dacă are mai mult la fel. O mamă bună ca croșca așa, care a văzut că chiar dacă are 50 de pui, ei numai unul cât sare în cap. De ce?
tot ai casă la acolo. El nu știe cât dacă are mult, el ține și pentru aseara la fel cu cena. O mamă bună se jertfește până la moarte pentru copil. Chiar dar avea unul rău. Și dacă vede pe acela că e rău, Doamne ferește, dacă e mamă dreaptă și mama adevărată mamă, dacă va vede pe acela că a intrat în apă și să neacă sau în foc, sare după dânsul, moare odată cu dânsul, să o scoată. Nu mai ține minte că l-a supărat. Nu mai ține minte că i-a fost necaj, l-a ocărât. Nu, îi tot ai. Moare pentru dânsul, când a strigat, mamă, nu mă lăsa. Eu uită totul. Pentru ce că e mama adevărată, rup din inima ei și nu poate, când ar vede necaz, nu poate să-l lese. Ei, așa trebuie să avem noi inima față de toți oamenii.